CS Meslatina a primit ieri vizita echipei de suferință AHCM Slobozia într-un meci capital pentru salvarea de la retrogradare. Șansa nu a fost însă nici de această dată de partea Slătinei în celor care au pierdut pe mâna lor. Din păcate ne-am surprins din nou noi, pentru că Alexandra Gogoriță a finalizat doar cum a vrut ea, nu cum i s-a transmis și cum a finalizat și în meciurile de pregătire. Meciurile de pregătire mi-au dat speranță pentru jocul ăsta, pentru că a venit cu altfel de aruncări și cu alt joc. Ștefania Lazăr, care din păcate astăzi nu s-a regăsit, trebuie să o spunem, ea era jucătoare de bază, jucătoare care marca 7-8 goluri. Astăzi nu s-a văzut. Astăzi, din fericire, Dana Bolean a făcut un joc bun din punctul meu de vedere, însă n-aș putea să mai remarc pe cineva din echipă. Antrenorul echipei adverse, Gheorghe Covaciu, a apreciat evoluția elevelor sale care au condus pe tabelă de la începutul jocului și până la final. A avut voință și putere pentru a câștiga. Au intrat determinate din primul minut până ultimul minut, care s-a văzut pe teren. A fost un joc a suferinței, a fost un joc care nici nu s-a terminat turul, este un retur care va fi foarte interesant. Noi ne mulțumim că e o contracandidată care știți că ne batem la retrogradare. Cu atât victoria este mai dulce că ne-am bătut cu o echipă care se bate cu noi la retrogradare. Victorina Bora a mai adăugat la finalul partidei că se va face o analiză pentru a vedea ce este de făcut în continuare, în condițiile în care șansele de a rămâne în Liga Națională au fost spulberate.